După cum ați văzut, am avut pe ordinea de zi proiectul cu stabilirea tarifelor de închiriere a stadionului municipal al orașului, al municipiului Arad, cunoscut ca stadionul UTA. Ne-am pus de acord și cu conducerea clubului UTA și nu a fost nicio problemă, doar unele mici interpretări a fundamentării. S-a văzut că este unul dintre cele mai mici prețuri din țară comparativ cu alte stadioane și nu doar comparând cu stadioane mai mari, cum e cel de la Cluj, unde 9.000 de euro față de cei 2.700 de euro cât iese la noi media, ci și față de cel de la Târgu Jiu sau de la Ploiești, care sunt de dimensiunile Aradului. Mă bucur că s-a lămurit și acest subiect și am mai subliniat și faptul finanțării, că de-a lungul timpului, într-un an de zile, s-au primit între 250 și 1,5 milioane de euro pe an. În acest an, în prima jumătate a anului, UTA a beneficiat de 600.000 de euro și depunem eforturi ca și în această toamnă, respectând cadrul legal și funcție de încasările bugetare, pentru că e un an dificil și arădenii suportă multe cheltuieli într-un an dificil, să finanțăm în continuare și UTA și basketul. Și trebuie să recunoaștem, UTA, clubul de fotbal, a fost singurul ramură sportivă din Arad care în acest an a beneficiat de fonduri de la primărie.